Ziua, dragi prieteni din Gemeni. Haideți să vedem la Gemeni. Pentru luna octombrie, ce se întâmplă, dacă va fi bine, dacă nu va fi bine. Haideți să vedem. Dacă va fi bine sau nu. Haideți să vedem. Gemeni. Trebuie să aveți mai multă încredere și o să aveți succes. Succes o să aveți în general. Arată că sunteți puși la încercări, încercări continui, continue, cum să zicem. În relațiile dumneavoastră sunteți puși la încercare, în serviciu, Încercări. Deci aveți încercări. Uh, spune că este un final pentru uh, a face ceva nou. Deci terminați ceva și începeți altceva. Începeți altceva. Trebuie să revizuiți în toate toate aspectele ale vieții dumneavoastră, pentru că vin niște schimbări și sunteți puși la încercări. Prin aceste schimbări sunteți puși la încercări, încercare. Și vă gândiți cum să faceți, cum să mergeți mai departe. Dacă aveți încredere în instinctul dumneavoastră, o să aveți succes. Aveți câteodată depresii, boală sau uh, sunteți obosiți la nivel fizic și mental. Sunteți depresivi unii. Poate uh, treceți printr-o operație sau... Operație... Sau o, o durere abdominală, da? Uh, arată că oricum totul se rezolvă, o să aveți se îmbunătățește sănătatea, nu o să aveți niciun fel de problemă, niciun fel de îndoială să nu aveți despre asta. La serviciu sau afacere sau la bani, trebuie să, să puneți mai mult, să depuneți mai mult efort. Parcă câteodată nu că sunteți leneși, dar nu aveți chef sau lăsați amânați unele lucruri. Spune să îmbunătățiți totul și să faceți totul mai des, mai, cum să zic, cu mai mult efort, să depuneți mai mult efort. Pentru că o să primiți toate beneficiile de la efortul pe care îl faceți. O să aveți, succesul este posibil în ceea ce vreți să faceți, ceva comercial sau și semnați noi acorduri, noi idei, idei noi spre viitor, deci în viitor, proiecte pe termen scurt, dacă aveți, arată că este bine să mai investiți și să și, veți și câștiga. Dar nu împreună cu cineva, faceți totul singur sau singură. Da? Trebuie să fiți foarte atenți când administrați banii sau când cheltuiți sau ce trebuie să cumpărați sau pentru că apar și cheltuieli care sunt, nu sunt nevoie și parcă dați aiurea banii. La dragoste. Sunteți într-o relație în care sunteți neliniștiți pentru ceva. Este nevoie să faceți o pauză sau să rupeți o relație. Aveți un proiect împreună cu această persoană cu care rupeți relația, o schimbare, dar ce va veni în viața dumneavoastră de dragoste va fi foarte bine. Arată că dragostea vă bată la ușă, o să aveți un partener ideal care vine în viața dumneavoastră în cel mai scurt timp. Dacă aveți relație de pereche, arată că o să aveți niște probleme ca și când ați fi pe punctul de a vă despărți. Dar nu vă despărțiți și totul se rezolvă, și o să revină armonia și bucuria dacă sunteți căsătoriți. Apoi, la prieteni sau la familie, sunt prieteni sau familie cu care aveți conflict și care ar vrea să vă împăcați sau să petreceți mai mult timp cu familia sau prietenii, nu i-ați văzut sau nu ați avut contact. Uh, și înainte să, uh, să faceți unele lucruri care așteaptă de la dumneavoastră sau să rezolvați anumite conflicte care sunt sau să ajutați când cer pentru că s-ar putea să nu fie ajutat uh, sau cumpărați o casă cu familia sau um, o să locuiți împreună cu familia până acum ați tu singuri și cumpărați o casă mai mare să locuiți împreună și arată că o să aveți multă bucurie și succes cu, cu prietenii și cu familia. Sau probleme care se rezolvă. Cam asta a fost la gemeni, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.